Un cumplit accident de circulație a avut loc pe drumul național 6 în zona dealului Balota. Un bărbat în vârstă de 50 de ani din orașul Strehaia a fost strivit de roțile unui autotren care circula regulamentar dinspre Craiova. Am accidentat o persoană. Era pe partea carosabilă? Era pe carosabil, lungit pe mijlocul drumului. N-am mai putut să levit, am frânat și n-am mai putut să levit. Pur și simplu l-am luat sub vagon, după cum se vede. Era trântit pe jos? Da, lungit pe mijlocul șoselei. Pe drumul național 6, pe dealul Balta, a avut loc de un accident de circulație, soldat cu decesul unei victime de sex masculin. Din primele verificări se pare că victima se afla pe carosabil. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost zero. În această perioadă, polițiștii biroului rutier recomandă pietonilor să circule cu mai multă atenție. Pietonilor se recomandă să circule cât mai aproape de marginea părții carosabile, iar pe timpul nopții să poarte vestă reflectorizantă. Din verificările realizate la fața locului, s-a stabilit că pietonul adormise pe partea carosabilă, iar accidentul nu a fost influențat de starea drumului. Șoferul implicat în accident este cercetat într-un dosar de ucidere din culpă.